Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Conceptul de medicină energoinformațională pe înțelesul tuturor. Abordare, diagnosticare, terapii, beneficii. Avantajele implantului dentar și importanța prevenției în medicina dentară. În rubrica La dentist cu dr. Leahu. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. În mod cert, medicina clasică și cea neconvențională au un scop comun, anihilarea bolii și menținerea stării de sănătate a omului. Între cele două domenii există însă diferențe. Este vorba de concept, de abordarea bolii și de soluțiile de tratament. Rezultat al cercetărilor de zeci de ani în domeniul fizicii cuantice, cu rezultate confirmate de studii clinice și de pacienți, medicina energoinformațională, partea medicinei neconvenționale, și-a câștigat dreptul de a face parte din gama opțiunilor oamenilor aflați în căutarea unor metode non-invazive de diagnosticare și tratament. Conceptul de medicină energoinformațională, abordare, diagnosticare, terapii, beneficii, explică pe înțelesul tuturor terapeutul Florica Muntan. Ne trezim cu pacienți care vin la noi, un pic au aflat de la alți pacienți ceva sau au văzut rezultate, dar de fapt nu prea știu ce se întâmplă și foarte des se pune întrebarea, mă curentează, mă radiază, ce mi se întâmplă? Noi trăim într-o era informației, medicina energoinformațională se etablează tot mai mult în cadrul medicinii alternative. Este o medicină care se bazează pe informația energetică a corpului, pe care noi o folosim în scop terapeutic. Astăzi nu se mai poate nega și se știe foarte clar că avem acel corp informațional și corpul material. Fiecare organ are celulele lui cu durata lor de viață. Aceste celule comunică între ele odată în organ. Fiecare organ are imunitatea lui, fiecare organ din corpul nostru are metabolismul lui. În comunicarea lor odată în cadrul organului și pe urmă ele comunică în întreg organismul. Organismul nostru știe în permanență tot ce se întâmplă. Rinichii știu ce se întâmplă în ficat, ficatul știe ce se întâmplă în sistemul gastrointestinal știe ce se întâmplă în creier sau invers. Din punctul de vedere al medicinei energoinformaționale, în momentul în care un organ se debusolează energetic, metabolismul se dereglează, la fel și imunitatea. El se desprinde de la imunitatea generală a corpului, cât și de la metabolismul general al corpului și începe să lucreze de sine stătător. Cu alte cuvinte, se face independent. Într-o astfel de situație, în medicina clasică se pune diagnosticul bolii, de exemplu, insuficiență renală, steatoză hepatică, cardiopatie ischemică, tiroidită și așa mai departe. Noi privim aici un pic altfel. Această disciplină are la bază fizica cuantică. Fizica cuantică este fizica care se impune tot mai mult, toate studiile pe neurobiologie se bazează pe această disciplină, pe fizica cuantică. În spate stau ani de cercetare, stă o muncă foarte intensă și astăzi suntem în măsură să spunem, datorită studiilor pe care le-a realizat această fizică cuantică, să spunem că ce vedem noi dintr-un organ, putem să spunem tiroida, putem să vorbim despre creier, putem să vorbim despre rinichi, despre pancreas, spuneți oricare organ doriți, ce vedem noi anatomic sau în poză din organul respectiv nu este nici 1%, pentru că nu este perceptibil ochiului. Ceea ce este mai departe, 99% sunt niște vibrații energetice pe care organul care este bolnav, cum ar spune medicina clasică, le are debusolate. Aceste vibrații energetice debusolate produc boala, întrețin boala. Aici intervine medicina energoinformațională pentru a face ordine în debusolarea energetică și a readuce organismul în bioritmul din care a ieșit. Practic, organul suferind este recuplat la informația energetică a întregului corp, astfel încât capătă puterea de a reveni la starea de sănătate. Sigur, noi lucrăm cu niște programe puse nou la dispoziție de acești cercetători. Practic, aparatele sunt computere de analiză energetică, au niște parametri. Știu, atât ar trebui să aibă ficatul energetic, atât trebuie să aibă
rinichii, atât ar trebui să aibă creierul și așa mai departe. Dar, în realitate, pacientul care este în terapie are atât și aici ar trebui să fie atât. Aparatul face comparația și încearcă să facă niște echilibre. Echilibrul este realizat în funcție de potențialul corpului de a prelucra informația transmisă prin intermediul computerului. Noi ne conectându-ne la celulele sănătoase, dacă mai sunt în organul bolnav, noi pe ele le susținem pentru că celulele sănătoase primesc power, primesc forță, sunt în măsură să elimine celulele bolnave cât mai rapid. Pentru succesul intervenției, condiția de bază este ca în organul bolnav să mai existe celule sănătoase. Pentru că noi, intrând prin partea informațională a organului, lucrăm pe partea materială concret și întrerupem fenomenul de autodistrugere. Medicina clasică și cea neconvențională au un scop comun: anihilarea bolii și readucerea organismului la starea de sănătate. Diferă abordarea și pârghiile pe care le folosește. În medicina energoinformațională se ține cont de trei elemente esențiale. În tratamentele pe care noi le facem, dacă nu echilibrăm suflet, corp și spirit, practic a rămas ceva deschis, ceva care nu poate să ducă la o însănătoșire până la bază. Acest echilibru, ca fluxul energetic să curgă ca un râu liber în corpul nostru, este legat de echilibrarea spirituală de care omul are nevoie, regăsirea lui în sine, adică trebuie să se regăsească, pentru că noi suntem bolnavi atunci când suntem în dezechilibru. Când suntem în dezechilibru cu natura, suntem în dezechilibru cu noi înșine în primul rând și cu tot ce este în jurul nostru, suntem în dezechilibru. Deci legătura este foarte mare, numai că punctul de vedere al medicinei energoinformaționale este altul și are la bază altă fizică. Este fizica modernă care se impune tot mai mult. Din coace avem fizica mecanică, fizica Newton, fizica cuantică se impune datorită faptului că vine cu noutățile, adică include atât spiritul, corpul și sufletul pacientului în analiza pe care o face și le consideră un tot unitar. Implant dentar sau punte? Medicii dentiști susțin că implantul merită locul de onoare în topul opțiunilor privind înlocuirea dintelui lipsă. Este mai bine să previi decât să tratezi. Toată lumea este de acord, dar din păcate puțin pun în practică. Beneficiile implantului dentar și regulile prevenției în stomatologie. Într-o nouă rubrică, La dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Implantul dentar este cel mai indicat tratament în cazul unui dinte pierdut. Avantajul este că pacienții se simt la fel de bine cu implanturile ca și cu proprii dinți. Se intervine direct pe dintele problemă, fără a fi afectați dinții învecinați, iar procedura este extrem de rapidă. Implantul dentar este singura tehnologie prin care putem să locuim un dinte lipsă, fără să afectăm dinții vecini, pentru că până acum cam 15 ani, inclusiv în România, singura modalitate prin care puteai să înlocuiești un dinte lipsă era să pilești dinții vecini, să-i distrugi practic și să pui o punte dentară, astfel încât înlocuiai și dintele care lipsea. Aceasta nu mai este de mult o soluție de ales, indiferent cum am luat-o, nici din punct de vedere costuri nu mai este atât de avantajos să alegi o punte dentară în locul implantului dentar. Dacă te-ai programat pentru o intervenție de implant dentar, nu trebuie să-ți iei concediu, nici măcar o zi liberă. Pentru un singur implant dentar, intervenția durează undeva între 10 minute, 15 minute. Se face cu anestezie locală, doar pentru a amorți gingia din zona respectivă, și de cel mai multe ori nici nu se lasă cu umflături sau cu dureri după. Care sunt etapele de la inserarea unui implant dentar până la un zâmbet nou? În funcție de zona în care punem implantul dentar și ce înlocuiește acel implant dentar, avem două opțiuni. În momentul în care se pune un implant dentar care să înlocuiască un dinte din față, atunci de cel mai multe ori punem și o lucrare provizorie, o coroniță provizorie imediat în aceea zi, astfel încât pacientul să poată să zâmbească și să vorbească foarte natural, fără să vadă nimeni că el a trecut printr-o procedură de schimbare a unui dinte.
În momentul în care vorbim de dinții din spate, acolo punem implantul dentar și cel mai bine este să așteptăm între 3-4 luni de zile sau chiar până la 6 luni de zile dacă trebuie să refacem osul în zona sinuselor maxilare până să punem coronița dentară. Există mitul conform căruia pacienții care suferă de boală parodontală nu sunt candidați potriviți pentru implantul dentar. Este incredibil că în ziua de astăzi mai pot exista mituri, la cât de accesibilă este informația și cum totul este pe internet acum. Deci chiar astăzi am văzut o pacientă la o consultație cu boală parodontală, îi lipseau deja 2 dinți, ea a mers de la medicul ei cerând implanturi dentare și medicul ei a spus că nu se mai poate pune implant dentar acolo. Nu există așa ceva. Desigur, există situații în care întâi trebuie să reconstruim osul și după care să inserăm implanturi dentare. Da, există situații când este mai dificil, mai complicat, poate și puțin mai scump, dar cu siguranță există o soluție pentru orice fel de situație pe care poate să aibă pacientul în gură. Implanturile necesită aceeași îngrijire ca și dinții naturali. Vizitele regulate la stomatolog, o igienă orală adecvată și o dietă nutritivă sunt cele mai bune practici pentru a te asigura că un implant durează o viață. Implantul dentar fiind o piesă mecanică realizată din titan și realizată cu niște tehnologii de înaltă precizie, acel implant rezistă și 1000 de ani. Ce este foarte important de înțeles este că implantul dentar are nevoie de o îngrijire mai atentă, adică pacientul trebuie să țină o igienă mai bună și este foarte important să vină la controlele regulate. În cadrul acestor controle regulate, care sunt din 6 în 6 luni, noi alegem ca măcar o dată pe an să facem câte o radiografie, să vedem cum arată osul din jurul implantului dentar. Pentru că este foarte important de înțeles că implantul dentar, când se murdărește, când are o problemă, când este gingie inflamată, de cele mai multe ori nu doare. Și acum pacientul nu simte că trebuie curățată mai bine acea zonă. Tocmai de aceea, la implantul dentar, mai mult decât la dinții naturali, trebuie să ținem o igienă mai bună și să ținem totul sub mai multă observație decât cu dinții naturali. Și în privința costurilor, lucrurile sunt foarte clare. La fel ca și cu multe alte lucruri din viața noastră, de cel mai multe ori prețul cel mai mic ne dă și calitatea cea mai mică. Nu întotdeauna prețul cel mai mare ne dă și calitatea cea mai mare. Este totul legat de echilibru și aici la echilibru de multe ori este în sarcina mea ca și medic specialist pe implantologie orală. Adică eu sunt responsabil când îi dau niște variante pacientului de implanturi dentare, de producători de implanturi dentare, să nu îi dau niște variante care au un cost scăzut și care știu eu că nu vor da siguranța unui rezultat bun. Sănătatea dentară se află în strânsă legătură cu sănătatea generală. Problemele dentare pot crea probleme de vorbire, pot afecta alimentația și încrederea de sine. De aceea, cea mai simplă modalitate de a evita tratamentele stomatologice complexe și costisitoare este prevenția dentară. Metodele de prevenție dentară te ajută să-ți păstrezi gura sănătoasă. Astfel, nu vei pierde dinți și vei avea nevoie de mult mai puține tratamente stomatologice. Cele mai comune cauze ale pierderii dinților sunt cariile și afecțiunile gingivale. Cu cât ai mai multă grijă, cu atât șansele să-ți păstrezi dinții pe viață sunt mai mari. Prevenția dentară trebuie să aibă loc încă de la vârste fragede, imediat după erupția primului dinte. Cele mai importante tehnici de prevenție dentară sunt periajul realizat de 2 ori pe zi și folosirea aței dentare pentru a îndepărta placa bacteriană. Neîndepărtată, placa se acumulează și se transformă în tartru. Pe lângă metodele utilizate acasă, un rol foarte important în prevenția dentară îl joacă igienizarea dentară realizată de medicul stomatolog. Este o procedură de curățare a dinților cu o ansă cu ultrasunete și cu apă. Este o procedură care nu supără în mod obișnuit atunci când efectuăm detartrajul la 6 luni și acele depozite de tartru nu sunt în cantitate sau nu au un volum mare. Putem să curățăm prima oară cu o ansă cu ultrasunete, procedeu urmat de jetul de bicarbonat de sodiu sau airflow, apoi periajul dentar care completează practic procedura de igienizare. De obicei, pacientul care nu este bine informat în privința periajului dentar este învățat să efectueze cum trebuie manevrele de periaj și sfătuit să schimbe sau să modifice manevra de periaj.
Pentru a evita dezvoltarea problemelor sau agravarea celor existente, trebuie vizitat stomatologul o dată la 6 luni. Împreună, toate cele enumerate mai sus te vor ajuta să ai un zâmbet frumos și sănătos. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Informații în folosul dumneavoastră în rubrica Noutăți, Recomandări, Curiozități, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Imunoterapia în tratarea cancerului, sfaturi pentru salvarea omului care suferă un atac de cord, importanța practicării sexului protejat, mierea de manuca, cel mai puternic antibiotic natural din lume. Toate în rubrica Noutăți, Recomandări, Curiozități. Bolnavii de cancer își pot pune speranța, cel puțin în acest moment, în imunoterapie. Este vorba de tratamente care conving sistemul imunitar să lupte cu tumorile canceroase. Imunoterapia este mai puțin nocivă decât chimioterapia și are mult mai puține efecte secundare. Cercetătorii au dezvoltat câteva tipuri de imunoterapie. Este vorba de realizarea unor inhibitori ai punctelor de control ale sistemului imunitar, care ajută la blocarea semnalelor de protecție emise de celulele cancerigene. De asemenea, sunt medicamente care ajută la conectarea tumorii canceroase cu sistemul imunitar, fenomen care permite vulnerabilizarea celulelor ucigașe. Nu în ultimul rând, au fost selectate celule ale sistemului imunitar care sunt în mod genetic organizate să atace celulele canceroase. Practic, imunoterapia funcționează ca un vaccin. Știați că durerea toracică este cel mai frecvent simptom al infarctului? Pe lângă o astfel de durere, apare însă o presiune în mijlocul pieptului, în umăr, în brațe și în spate, presiune care iradiază spre zona superioară a corpului. Pot să apară însă și alte simptome, precum greață, vărsături, transpirație sau modificarea respirației. În general, atacul de cord devine evident abia după 3 ore de la declanșare, timp în care omul poate deceda. De aceea trebuie să interveniți urgent. Mai întâi este necesar să sunați la 112 pentru a cere ajutor. Apoi, până la sosirea ambulanței, persoana cu semne de atac de cord trebuie forțată să inspire aerul adânc și să respire tușind. De asemenea, bolnavul trebuie să înghită o nitroglicerină și, eventual, o aspirină. În momentul în care vă implicați într-o nouă relație, riscul de a lua o boală cu transmitere sexuală este destul de ridicat. De la HIV și clamidia, la sifilis ori gonoree, oricine poate deveni victima convingerii că mie nu mi se poate întâmpla sau a încrederii excesive în omul îndrăgit, dar insuficient cunoscut. Din păcate, mulți se jenează să-și întrebe partenerele sau partenerii dacă sunt cu analizele la zi sau dacă s-au protejat în relațiile anterioare. Potrivit datelor statistice, 26% dintre oameni nu fac în mod obișnuit sex protejat cu partenerii noi, iar 50% dintre bolnavii noi diagnosticați cu boli cu transmitere sexuală sunt tineri cu vârste între 16 și 25 de ani. Dacă observați ceva în neregulă după un contact sexual neprotejat, nu stați pe gânduri, mergeți urgent la medic. Sunt și situații în care ați avut contact sexual neprotejat, dar nu aveți niciun simptom. Asta nu înseamnă că sunteți feriți de boală. 50% dintre bărbați și peste 70% dintre femei cu clamidia nu au niciun simptom. Un test nu strică, dimpotrivă ajută la depistarea din timp a infecției. Pentru a nu ajunge în astfel de situații, medicii recomandă practicarea sexului protejat, iar prezervativul vă poate scuti de multe necazuri. Mierea de manuca, cel mai puternic antibiotic natural cunoscut. Mierea de culoare portocaliu închis, cu aspect cremos și gust extrem de aromat, este produsă în zonele nepoluate din Noua Zeelandă și Australia, de albinele care polenizează florile albe sau roz ale arbustului de ceai manuca. Oamenii de știință din Noua Zeelandă au ajuns la concluzia că această miere unică în lume are proprietăți antioxidante, antivirale și antifungice deosebite, dar și o putere antibacteriană excepțională.
are efect în combaterea unor bacterii periculoase, de la E. coli și Proteus mirabilis până la Streptococcus pyogenes și Helicobacter pylori. Producția de astfel de miere cu proprietăți terapeutice miraculoase este limitată însă, motiv pentru care este un produs apicol scump. Acesta este și motivul pentru care pe piață există o mare cantitate de miere de manuca falsificată. Pentru a evita mierea contrafăcută, este bine să fie achiziționată din sursă autorizată. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!